2 Petru, capitolul 3, începem citirea de la versetul 9 până la versetul 13, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1198. 2 Petru, capitolul 3, începem citirea cu versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile ceresc se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor peri și trupurile ceresc se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, doamnelor și domnilor, prin binecuvântarea Domnului în această seară, suntem în locul acesta și mulțumim Domnului de părtășia de care am avut parte, de gândurile frumoase, de colegii slujitori care sunt aici. Dumnezeu să reverse har și îndurare. Amin. Amin. Aș vrea să vă transmit salutul frățesc al Bisericii Betel Dumrăveni Suceava, al bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă, cu harul, pacea și îndurarea Domnului. Amin. Și cam asta cu introducerea, că aș vrea să intru la cuvânt, ca să mă încadrez în timp, în așa fel încât să înțelegem gândurile pe care le-am din partea Domnului. Stimații mei, așa după cum vorbeam și dimineața, am intrat într-o pâlnie în domeniul istoric, financiar, economic și militar. Niciodată lucrurile nu vor mai fi cum au fost. Și ne pregătim să ne îndreptăm spre ceva anume. Toată lumea vorbește în jurul nostru și din pricina aceasta trebuie să ne amintim că noi suntem pe pământul acesta, nu în primul rând să avem concedii mai lungi, nu în primul rând să avem săptămână de lucru mai scurtă, nu în primul rând să avem salarii mai mari, nu în primul rând să avem confort și lux, ci noi suntem pe pământul acesta să ne pregătim pentru o altă lume, unde este un cer nou și un pământ nou în care va locui neprienirea. Amin. De fapt, toate valorile de aici într-o zi vor arde, spune Scriptura, atât de mare va fi intensitatea focului declanșat, încât trupurile cerești, corpurile cerești, se vor topi de marea căldură. Însă momentul acesta încă n-a venit, pentru că Dumnezeu întârzie momentul acesta, amână momentul acesta, pentru că dorește ca eu, ca tu, ca noi, spune Scriptura, nu păgânii, noi, să venim la pocăință, Doamne ajută! Și facă Domnul seara aceasta să fie un moment de genul acesta, când fiecare dintre noi să ne dăm seama de necesitatea evaluării noastre înaintea Domnului după Scripturi și să ne îndreptăm spre Domnul cu pocăință, cu smerenie, cu umilință, ca mâna Domnului să ne pregătească pentru momentul acela. Amin. Aș vrea să vorbesc în seara aceasta despre niște atitudini a oamenilor care vor ajunge în cerul nou și în pământul nou. Toți dorim să ajungem acolo, toți visăm să ajungem acolo, toți ne vedem unii dintre noi acolo, însă Apostolul Petru pune o întrebare retorică aici și spune ce fel de oameni ar trebui să fiți voi ca să puteți intra acolo. Că nu oricine intră acolo, nu oricine se califică să moștenească cerul nou și pământul nou. Și în seara aceasta aș vrea să vă spun că atunci când Domnul Iisus Hristos a venit prima dată în lume și cu ocazia asta intrăm și ne pregătim să intrăm în momentele când ne aducem aminte de nașterea Domnului, aș vrea să vă spun că a găsit niște oameni care au avut niște atitudini pe care Duhul Sfânt le-a găsit vrednice să le așeze pe paginile Sfintelor Scripturi. Când va veni a doua oară Domnul Iisus Hristos, din nou va dori acele atitudini pe care să le dezvoltăm. Prima atitudine pe care ar vrea să o subliniez în dreptul dumneavoastră și în dreptul meu este atitudinea celor ce verifică totul ce aud și ce văd cu etalonul cuvântului lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că în jurul Betleemului erau niște ciobani, niște păstori care stăteau de strajă în jurul turmelor lor. Și dintr-o dată, momentul acela obișnuit al ciobanilor a fost întrerupt de un ranger care s-a prezentat. Totdeauna când un înger are voie să se materializeze, este un moment de surpriză și de teamă totodată. Stai în fața unui eveniment de care n-ai mai avut parte. Nu este o noutate, dar în locul acesta sunt sute de îngeri care notează gândurile noastre, atitudinile noastre, dacă am cântat, dacă n-am cântat, notează intențiile noastre, dar n-au voie să materializeze. Dumnezeu nu vrea ca noi să ne pocăim de frica lor.
Dumnezeu vrea să ne pocăim de dragul Lui și la cuvântul Evangheliei, Doamne ajută! Că n-au dreptul să se materializeze, adică să intre în spectrul nostru vizual, să-i putem vedea, în momentul acela produc în cei ce-i văd o teamă și o reverență sfântă. Un moment când oamenii câteodată se gândesc că vor muri. Și iată că și ciobanii aceștia au văzut pe îngerul acela și îngerul trebuie să le spună: nu vă temeți, căci astăzi vă aduc o veste bună. În cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor. Și apoi, pentru prima dată și ultima dată, din ce știu eu de pe paginile Sfintelor Scripturi, nu Sinedriul de la Ierusalim și nici Senatul de la Roma a avut ocazia să audă un cor de îngeri. Dacă corurile noastre cântă așa de frumos, imaginați-vă ce armonie, nu știu ce fel de muzică, ce cântare au cântat, dar îngerii au cântat-o și ciobanii au auzit-o. Și după aceea ne spune Sfânta Scriptură că îngerii au plecat în cer. Ciobanii care încă trăiau sub trauma aceea a materializării și a cântării respective, în mod normal trebuiau să spună: băi, ne-a spus îngerul ăsta că pruncul ăla care s-a născut e de parte bărbătească. Păi dacă a zis îngerul că e așa, așa rămâne, Domnul. Și dacă o zis că e undeva culcat, înfășat în scurs, prieteni, și nu într-un leagă, și nu într-un landou, ci în iesle, păi să știi că așa-i, că noi nu mai punem la întrebare. Dar îngerul le-a sugerat ceva, ce ne sugerează și nouă totdeauna: îl veți găsi. Adică, verificați informația. Verificați informația, chiar dacă vă dau îngerii, verificați-o. Frumos este pasajul biblic din Evanghelia după Luca, capitolul 2, cu versetul 15, spune așa: după ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă, au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce le spusese despre prunc. Tot cei ce au auzit s-au mirat de cele ce spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai după cum li se spusese. Oamenii aceștia au verificat informația adusă de un înger. Tot în timpul acela, ne spune Scriptura, în preajma acelor momente, au venit niște celebrități de răsărit. Au ajuns la poarta Palatului Regal și au pus o întrebare care a bulversat și pe Irod și tot Ierusalimul: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Și a bulversat. De ce a bulversat întrebarea asta? Simplu. Toți care ajung regi, prima dată sunt prinți. Nimeni nu se naște împărat. Nimeni nu se naște rege. E prinț. E copilul împăratului. Când taicuși o moare sau abdică, el devine împărat. Dar de născut nu se poate naște împărat. Ei bine, singurul din istorie care s-a născut împărat este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. De aceea întrebarea a bulversat. S-a întrebat: unde este împăratul de curând născut? Dându-și seama că nu-i vorba de un prinț, că dacă era unde este prințul, întreba. Și a dat seama că întrebarea are iz religios, spiritual. De aceea Irod s-a dus la preoții cei mai de seamă, i-a convocat. Și bineînțeles că preoții erau tot în Ierusalim și Ierusalimul era tulburat de întrebarea aceea. Bine, când Irod, care era un tip mai dur așa, care era un tip care nu era cu cele religioase, le-a construit templul cei drept, dar în rest n-avea treabă cu spiritualitatea. Când Irod se interesează de lucruri spirituale, nu ți s-a prind becurile? Nu conștiința ta? Păi de ce întreabă asta de împăratul de curând născut? Nu cumva are legătură cu oamenii aia care ne vizitează? Bine, câți preoți au verificat informația? Că răspunsul lor e corect, după Biblie. Dau foarte bine citatul din pasajul Scripturii. În Betleemul din Iudeea, că ce atât ce zice profetul. Și dau foarte bine. Câți preoți verifică informația? Bun, nu pot verifica ei, că-s dita mai preoții. Dau aproți care îndeplinesc sarcinile și mai dificile, așa. Trimiți niște aproți, băi, verificați, sunt niște oameni care au venit aici în zonă, duceți și vedeți că unii se opresc, că unii se închină, ce cumpără, ce vând, ce facă aia, domnule, că doresc aici, în teritoriul nostru. Niciunul n-a verificat informația. De ce? Pentru că ei spuneau, cum știm noi, e bine. Foarte mulți dintre noi am prins o anumită pocăință, un anumit stil. Prindem la ora actuală muzică, genuri de muzică, stiluri de închinare, stiluri de viață. Cu ce le verifici toate astea? Cu ce? A, că mi se pare mie că e corect?
Cu ce le verifici? Sau mergem pe principiu, cum știm noi bine? Așa se explică că în vremea lor s-a născut mântuirea lumii, a trăit mântuirea lumii și ei au murit nemântuiți, pentru că știau. Pentru că n-au lăsat loc, Domnule, mă pot pocăi, mă pot îndrepta, îmi pot face credința mea mai stabilă? Cu ce verifici stilul tău de închinare, viața ta? Cu ce o verifici? Că așa am prins de la bunicu? Sau că așa am prins în zona mea? Sau verifici cu un etalon? Dacă eu mă duc să cumpăr o bucată de grindă undeva într-o piață și am nevoie de o grindă de 2,5 metri și cum vânzătorul îmi spune, are, domnule, 3 metri. Bă, dar eu după mine văd că n-are nici 1,80 metri, domnule. Cum adică? Și eu mă pot certa cu el că am nevoie de grindă de 2,5 metri, el îmi spune că are 3 metri și mie mi se pare că nu sunt. Bine, ne putem certa până seara așa, pe părerea mea și părerea lui. Dar apare la un moment dat cineva cu un etalon care se numește metru și măsoară și constată că are 2,40 metri, nu 50. Aș vrea să vă întreb, cine are dreptate, el sau eu sau metru? Etalonul are dreptate, așa avem etalon la greutăți, așa avem etalon în aproape toate dimensiunile pe care etalonul vorbește. În cele spirituale, frații mei, Dumnezeu ne-a dat etalonul. Cerul și pământul va trece, dar etalonul rămâne, cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce auzi, tot ce vezi, verifică etalonul. Felul care te închin, prioritățile tale, valorile tale, verifică cu etalonul. Sunt valori cu adevărat? Sau la un moment dat ai strâns lucruri care n-au valoare? Te trezești ca biserica din Laodicea, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și când se uita, avea la ce? Și când se uita, avea dreptul să facă declarații de astea după valorile lui. Dacă îmi vine Domnul Iisus și evaluează valorile, spune, ești sărac, ticălos, nenorocit, orb și gol. Deci dintr-o dată tot ce era valoros, e nul, pentru că nu-i după valorile lui Dumnezeu. De aceea v-a șugat tare mult. Verificați totul. Apostolul Pavel, care a fost chemat personal de Domnul Iisus pe drumul Damascului, încărcat cu daruri spirituale în așteptarea revenirii Domnului Iisus, răpit până la al treilea cer și coborât înapoi, cu toate că era un poliglot, nu putea să explice nicio limbă frumusețile, splendorile și mai ales tainele la care a avut parte prin harul lui Dumnezeu. Când a ajuns în Berea, omul acesta, ne arată doctorul Luca, care a scris Cartea Faptelor Apostolilor sub inspirația Duhului Sfânt, că iudeii din Berea aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. De ce? Că se uitau zâmbind la Pavel și îl aprețiau? Nu! Verificau în fiecare zi acasă scripturile dacă ceea ce predica Pavel era după etalon. Bă, dar ieri o predica bine, băi! Dar ieri au avut o proroșie bună, n-are a face ce au avut ieri. Eu azi îl verific din nou. Eu azi îl verific, e păstorul meu, e lucrător la noi, e frate de-al noi, dar astăzi când pun pe el, nu pun confesiunea mea, penticostalismul, e lucrarea evanghelică, pun etalonul, se potrivește etalonului. Că dacă nu se potrivește etalonului, n-are a face care descoperiri bune, dar împrumută bani și nu-i mai dă înapoi. Că dacă pui etalonul pe el, iese cinstea la iveală sau necinstea la iveală. Ies toate lucrurile acestea. Când auzi ceva, când ți se pune o întrebare, verifici cu etalonul? Când veneau oamenii la Domnul Iisus și spuneau, tu ce părere ai în domeniul ăsta? Domnul spunea, ce este scris? Ce a spus Moise? Ce spune Scriptura? Ce vorbește cuvântul Domnului? Păi dar, Doamne Iisus, nu poți să dai un citat din Irod? Nu poți să dai un citat dintr-un alt clasic sau un filozof, ceva, să prezinți tu ca să arăți și ești tu cult. Nu, nu, nu. Ce spune Scriptura? Că eu etalonul vi l-am dat. Voi îl aveți. Și într-o zi nu veți fi judecați după codul penal din România sau din Germania. Nici după statutul de organizare a cultului penticostal. Veți fi judecați după etalon. Să ne ajute Domnul să fim atenți. Amin. Oamenii aceștia sunt oameni care verifică, frații mei. Verifică predicile, verifică profețiile, verifică viețile lor și a altora, se pun sub etalon și când văd că lipsește la ei ceva, ei pleacă de la fiecare slujbă spunând, Doamne, vreau să mă pocăiesc, că dacă n-ai venit în dimineața asta și m-ai îngăduit să ajung seara asta la Filadelfia, este pentru că tu nu întârzi în împlinirea făgăduinței lui, cum ne-ar place nouă să credem, ce ai o îndelungă răbdare pentru mine ca în seara asta măcar să mă pocăiesc, Doamne ajută! Dacă nu, vei pleca de la biserică spunând gânduri de astea, o, fain,
fain a fost, o cânta fain corul, frații ăștia care au venit, a fost frumos, a fost o atmosferă mișto, așa, oricum. Dar te pocăiești, te pocăiești, da, frate, cum să mă pocăiesc, da? Mai bun ca mine, oricum, Domnul n-are. Și din multă vreme mergem cu impresia asta. Se dezvoltă chiar dacă nu o declarăm. De ce? Că nu ne punem în fața etalonului. Ne comparăm cu alții, ne comparăm cu alte structuri de organizare, ne comparăm cu alții mai păcători, bă, dar decât ca ăla, eu oricum îți bun, efectiv stau bine în domeniul acesta. Frații mei, prima atitudine pe care o acceptă Domnul și o dorește de la cei ce vor moșteni și care se pregătesc să moștenească, se verifică continuu cu al Domnului cuvânt. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Amin. Nu insist asupra unor lucruri de care trebuie să ținem cont. Vreau să vă spun doar întreagă ceva. Capacitatea omului de a împlini nu este o capacitate la plus infinit. Este o capacitate limitată. Că există, de exemplu, veți găsi în Biblie că există oameni care împlinesc ceva, dar uită să împlinească altceva. Băi, dar nu pot ăstea împlini, nu pot una și alta. El are o capacitate limitată. Există foarte mulți oameni care împlinesc legea lui Moise, dar nimeni nu-i răsplătește pentru legea lui Moise. Pentru că Domnul Iisus, înainte de a se înălța, a dat poruncile sale ucenicilor săi. Și Domnul Iisus Hristos spune foarte clar, pe cei ce vor păzi poruncile mele, ori poporul Domnului știe care sunt poruncile Domnului. Că noi le păzim tot pe al lui Moise. Noi mai căutăm prin Vechiul Testament, mai găsim și alte porunci. Dar Domnul Iisus a dat niște porunci. Văd astăzi biserici, nu spun că sunt din Trosingen, care au reguli, care au drânduială, care au o grămadă de lucruri, dar nu se pot iubi. Bisericile dezidente pe care le mai știu, care n-au treabă, spune, băi frate, noi suntem cu asta, rânduri din nasturi nu sunt, ceilalți, tuns, frezat, așa, cu tare, nu-i nimic, corect, bun, dar restul, e bun asta că păziți, dar a vă iubi unul pe altul, a vă ierta unul pe altul, a trăi în bucurie, că porunca pe care vă dau este să vă iubiți unii pe alții și nu cât aveți chef și cât merită, ci cum v-am iubit eu. Ei, da, nu mai avem putere pentru asta. Efectiv, nu mai avem putere. Și observați oameni pocăiți, oameni care țin reguli, oameni care sunt foarte stricți cu ei întâși, ajung să țină niște reguli foarte stricte, dar nu pot să iubească. Și acum eu vă întreb, când vom sta înaintea Domnului și Domnul ne va spune, v-am dat porunca mea cea nouă, v-am dat Duhul Sfânt, puterea mea și a treia persoană din mine, să puteți iubi. De ce n-ai iubit? Păi am păzit altceva. Cine te răsplătește pe tine pentru treaba asta? Închei paranteza asta, provocându-vă să verificați lucrul acesta, că e foarte important pentru noi. Văd o grămadă de oameni buni care se căznesc cu anumite lucruri la care nu-l răsplătește nimeni. Iar iubirea, iertarea, toleranța, slujirea cu dragoste, îmbrățișarea fraților, ridicarea celor căzuți, nu ne mai ocupăm că nu avem nici timp, nici putere, nici energie pentru asta. Ori, frații mei, prima atitudine pe care o așteaptă Domnul de la noi este să verificăm tot ce auzim și tot ce vedem cu etalonul cuvântului Dumnezeu. Doamne ajută! Amin. A doua atitudine pe care vreau să o subliniez este a celor ce sunt gata să împlinească chiar dacă costă. După ce ai verificat că Dumnezeu îți cere botezul, după ce ai verificat că Dumnezeu îți cere să ceri Duhul Sfânt, după ce ai verificat că Dumnezeu îți cere să te pocăiești, cât durează până le pui în practică? Cât durează? Că dacă trăiești cât Metusala, poate ai timp. Dar trăim 70 sau maxim 80 de ani. Cât durează? Pentru că oamenii lui Dumnezeu iau decizii rapid și câteodată deciziile lor afectează și pe alții. După unii teologi, Maria, la momentul respectiv, avea vârsta de 15 ani conform cutumelor vremii sau obiceiurilor vremii. După alții avea 17 ani. Oricum, o copilă. Orice fată, de oriunde, când ajunge în vârsta aproape de majorat, se visează deja că ar dori să fie mireasă. Prin mintea tuturor circulă lucrul ăsta și undeva sunt supărat pe bisericile și comunitățile noastre. Ne bucurăm grozav când se botează. Sunt îmbrăcate în haine albe, împreună cu băieți, cu fete, să viță fie Domnul, o luau botezul, după care te spar de pe hartă. Efectiv. Bă, dar nu trebuie să ne rugăm ca ăștia sunt soare și ele sunt mărite? Nu trebuie să ne mai rugăm și pentru asta? Dintr-o dată, nu avem rugăciuni de genul ăsta. Știți că se simt abandonate multe fete? Nu spun de băieți, că băieții trebuie să aibă inițiativa și câteodată și ăștia trebuie porniți cu rugăciuni multă. Însă, frații mei, fetele așteaptă.
Și biserica nu e capabilă, nu vede nevoia asta. Vede nevoia unui bolnav, vede nevoia unui care n-are de lucru, dar nu vede nevoia ei care așteaptă să oprească în dreptul ei un băiat neprienit, cum i s-a întâmplat lui Maria. E bine, Maria, spune Scriptura, la vârsta respectivă, în dreptul ei s-a oprit un băiat pocăit, credincios, neprienit, Iosif, și-a logodit cu ea. La ce credeți că se gândește o fată care tu m-au găsit un băiat și s-a logodit cu ea? Pe la ziua nunții, măi, că de obicei logodna era urmată de nuntă. La nuntă, cum să fie, cum să fie aranjate lucrurile, cât îi visează surorile și fetele, cum să asorteze șervețelele cu perdelele, mâncarea felul 1, felul 2, cine vine, care rabin, care predică, care dă îndemn, unde vine, totul să fie perfect, cu toate că nu iese totdeauna cum își visează, dar totul să fie grozav. Ce credeți că făcea Maria acum odată logodită cu un băiat așa fain ca Iosif? Visa la ziua căsătoriei ei. Și dintr-o dată, lângă ea se materializează un înger cu nume, spunea cineva secretarul lui Dumnezeu, Gavril, și spune, nu te teme, Maria, pentru că ție ți s-a făcut un mare har. Probabil Maria se gândea în toată temerea ei că va avea și îngeri prezenți, vizibili la nuntă. Dar îngerul îi spune, nu, tu ai fost aleasă dintre toate fecioarele din Israel, ca din tine să se nască Mesia, Shilo, unsul. Frații mei, Maria își dă seama că ceva nu se leagă aici. Și spune, cum se poate întâmpla așa ceva? Pentru că eu n-am avut nicio legătură cu niciun bărbat, efectiv. Cum se poate întâmpla? Și îngerul explică tehnic. Puterea celui prea înalt te va umbri și ceea ce se va zămisli în tine va fi Sfântul lui Dumnezeu. Și frații mei, la o fată de 15 sau 17 ani, m-aș fi așteptat ca îngerul să spună așa, tu trebuie să stai de vorbă cu logodnicul tău. Eu plec. Te las 3 luni sau 6 luni. Făceți adunare generală cu rabinul, discută cu părinții, spuneți că promisiunea fecioara va rămâne însărcinată și va naște pe Emanuel, se va împlini prin tine. Dacă vrei, vin și eu și confirm încă o dată. Dar fă adunare, discută cu toți ăștia și apoi eu după 6 luni vin să iau răspunsul. Că mântuirea tuturor celor de la Trosingen stă în funcție de răspunsul tău. Mântuirea întregii lumi stă în funcție de răspunsul tău. O copilă de 17 ani n-are 6 luni. N-are o zi, îngerul stă lângă ea, până Maria spune, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și a intrat mântuirea mea și mântuirea ta în lume, slăvit să fie Domnul. Ce era dacă Maria făcea cum rugăm și noi ca păstori? Măi, e ziua nunții tale, cred că e unică, dar lasă-ne să stăm cu capul sus. Lasă-ne să ne rugăm cu bucurie. Nu, frate, e nunta mea, stați toți cu capurile sub scaune, nu mă interesează, important să fie muzică, să vă doară urechile, important să se facă cum vreau eu, după care am plecat, lăsați-mă în pace, mai vin, dar și nu mai sunt biserici, eu fac nunta aici, restul, vă descurcați voi. Ce-ar fi fost dacă și Maria ar fi spus, stimate domnișoare, băi îngerule, cu toată ideea asta ta, du-te că mai sunt fecioare în Israel, ia lasă-mă tu în pace, eu tocmai am pregătit nunta, Iosif în dreptul meu, ce o să spună și el, tu vii cu o idee așa și mi-o spui mie, eu sunt o copilă, domnule, nu știu nimic, ia lasă-mă tu în pace să am eu lunta mea. Frații mei, Maria a demonstrat că a înțeles mesajul lui Dumnezeu și imediat a acceptat. Când Dumnezeu îți vorbește că trebuie să te pocăiești de un lucru, că trebuie să te împaci cu cumnatul tău, că trebuie să rezolvi problema moștenirii la părinți. Cât durează? Dacă pentru mântuirea ta cineva imediat. Dați-mi voi să fac o mică paranteză aici. După ce îngerul a primit încuviințarea Mariei ca prin ea să nască Mesia Shilo, m-aș fi așteptat ca îngerul ăla să plece imediat la Iosif. Și spune, bă Iosif, dacă îi s-o vezi pe logodnica ta că se mai rotunjește puțin așa, dacă e să vezi că mai capătă proporții așa, să nu te gândești că a făcut ceva greșit. Fii atent aici, că tu ești un bărbat și bărbații îi spun, domnule, eu iert, dar până aici? Până aici? Ei, îngerul a întârziat ca să ne arate tuturor bărbaților din biserică cum se poartă un bărbat neprihănit. Ni-i greu să spunem. Și îngerul a întârziat. Iosif a văzut că logornica sa arată altfel. A constatat că e însărcinată și știa foarte sigur că nu cu el și nici prin cap nu-i trecea că el a Duhul Sfânt. Bun, ce faci în cazul ăsta? Când prea iubita ta, când cea cu care tu ai logodit, când tot ziua te gândeai la ei, când m-a fluturi prin stomac aveai, când te gândeai, când deodată ea însărcinată și știi că nu cu tine. Păi,
Sunt o grămadă. Avea legea din partea lui. Pe fata prea curvă o iei și o aduce în fața casei și a ușii părinților și acolo o omorâți cu pietre. Și primul care ar nu urcă este cine? Locotnicul. El are dreptul ca răzbunare să dea tonul. Normal că în cazul ăsta nu mai vorbim de iertare, de alea 490 de ori pe zi. Vorbim de clasarea dosarului imediat și dreptul de a reîncepe viața. Dar Iosif, spune Scriptura, era un om neprihănit și când a văzut situația asta, s-a gândit să o lase pe ascuns. Frații mei, v-ați gândit la aspectul ăsta? Noi pentru lucruri mai mărunte ne stare țandura imediat, suntem verticali, suntem în stare și pornim drujba să rezolvăm problemele. Dar v-aș lucra, uitați-vă puțin la Iosif, om neprihănit. Și pe când se gândea să o lase pe ascuns, adică să ia o parte din vină, tot să spună, măi, fata asta avea locotnic, acum e însărcinată, el a dispărut de pe radar, după ce a făcut prostia, o și dispărut din zonă de aici. Pe când se gândea să o lase pe ascuns, apare îngerul cu oarecare întârziere după noi, dar la fix, pentru învățătură, și spune Iosife, nu te teme să iei la tine pe Maria, că ceea ce tu deja ai observat, nu-i de la vreun alt bărbat, ci de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Câtă ușurare pe Iosif! A stat tot timpul lângă ea, pentru că a știut că acesta este răspunsul lui Dumnezeu și a trăit bucuria aceasta că Maria nu l-a înșelat cu un alt bărbat, ci ea a fost purtătoarea lui Dumnezeu în lumea aceasta, slăvit să fie Domnul. Stimații mei, cât costă ca să împlinești și cât de repede ești gata să împlinești cuvântul pe care ți l-a vestit Domnul? Că știu că te costă. Foarte multe lucruri pe care trebuie să le faci pentru lucrarea Domnului și pentru împărăția Lui și pentru familia ta și pentru viața ta te costă, dar ești dispus să plătești costul acesta pentru împlinirea cuvântului? Într-o zi Domnul Iisus a trecut pe la vamă și erau mai mulți vameși acolo, erau foarte urâți de evrei pentru că le colectau taxele lor. Dar din toți vameșii aceia, Domnul Iisus s-a oprit în dreptul uneia și a spus, tu vino după mine. Și atenție, fără să explice un plan de pensie atrăgător, fără să explice multe beneficii, spune Scriptura, Matei s-a sculat și a mers după Iisus. Aș vrea să vă spun, oriunde în lumea asta, cineva interesat de Noul Testament, prima Evanghelie de care dă Noul Testament este Evanghelia omului care fără explicații s-a ridicat să-L urmeze pe Iisus. N-a pus mult în cumpănă, ci efectiv a ascultat de Domnul. Ești disponibil să asculți de Domnul când Dumnezeu îți vorbește de pocăință, de sfințenie, de har și de îndurare? Cât durează până iei o decizie? Observ că anumite lucruri în viața noastră nu funcționează corespunzător. Imediat luăm o decizie să mergem la un fotbal. Imediat luăm o decizie să mergem la un loc de muncă. Imediat luăm anumite decizii. Dacă ne-i vorba de sfințenie și de pocăință, las că mai aștepte, las să ne sfințim altă dată și profeții și lucrări pe care Domnul ni le-a dat, că vrea să ne dea niște daruri și vrea să ne folosească la anumit nivel, stau în stand-by, pentru că noi tot amânăm deciziile din viața noastră, pentru că Dumnezeu pentru daruri, pentru slujbe, așteaptă un anumit nivel și o anumită maturitate spirituală pe care noi, din nefericire, nu o mai atingem. De ce? Pentru că tot amânăm momentul când noi să ne pocăim, să ne sfințim și să ne curățim. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne spune Sfânta Scriptură că Domnul Iisus trecea ultima dată prin Erihon și un om care era mai marele vamișul, avea o grămadă de bani, avea o poziție deosebită, a vrut să-L vadă pe Iisus. Dar cei din prejurul Domnului Iisus nu s-au uitat că ăsta are nevoie să vadă și el, să stea și el. Și pentru că era și mic de statură, efectiv nu l-au lăsat să vadă nimic. M-aș fi așteptat ca omul ăsta să se întoarcă la biroul vamal și să spună, Dumnezeu mi-e martur că am vrut, dar nu s-a putut. Ăsta n-au pic de respect, băi, să-mi dea și mie, tătă ziua stau în prejurul lui. Dar eu am vrut acum să mă duc și atâta tot. Nu m-au lăsat. Omul ăsta, știi ce a făcut? S-a interesat pe ce drum trece Iisus. Că Iisus totdeauna are un drum al lui. Degeaba alerga pe un alt drum și urca într-un copac așteptând până a doua zi. Că Iisus trece pe drumul lui. Totdeauna, duminică dimineața și duminică seara, chiar dacă vrei să schimbi mașina în parcul de mașini, chiar dacă vrei să mănânci bine la un restaurant, Iisus trece pe mijlocul răscumpăraților lui, slăvit să fie Domnul. Du-ți copiii pe drumul pe care trece Iisus. Mergi cu problemele tale pe drumul pe care trece Iisus. Vino cu starea ta pe drumul pe care trece Iisus. Poate nu seara asta, dar altă slujbă Iisus se va atinge de tine.
Eu am văzut băieți și fete, bărbați și femei, atinși de Duhul Sfânt la o slujbă. În timp ce toți ceilalți erau o slujbă obișnuită, el era atins de Cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt. De ce? A venit vremea ca Iisus să-L mântuiască. Ori, iubiții mei, lucrurile astea se petrec sub ochii noștri, dar pe drumul pe care trece Iisus. Ori omul s-a alergat înainte pe drumul pe care trece Iisus, s-a urcat în copac să-L vadă pe Iisus. De data asta chiar nu mai putea rata. Pentru că era în copac, nu-L puteau deranja ăia mai înalt ca el. Nimeni nu era înalt ca Dudu în care s-a urcat el. Și în timp ce convoiul ăla trecea pe drumul ăla, la un moment dat, fără ca nimeni să facă prezentările, Domnul Iisus se oprește și spune: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să intru în casa ta. Uitați-vă la Zacheu, nu-i spune: Doamne, dacă știi nevastă-mea că tu vii cu ușenicii, sunteți mulți, nu pot să intrați la mine în casă așa. Eu sunt mulțumit numai să fac un selfie amândoi, vorbesc în terminologia noastră, să vadă și nevastă-mea că m-a întâlnit cu tine, mai prezent la colegii mei și cam asta e tu, Doamne. Nu. Spune Scriptura, Zacheu s-a dat jos de grabă, l-a primit pe Iisus în casa lui și acolo Iisus a rostit următoarele cuvinte: adevărat vă spun că mântuirea a intrat în casa aceasta. De ce? Pentru că omul ăsta n-a amânat. Pentru că omul ăsta n-a spus: lasă că vedem cum rezolvăm problema, nu mi iese paciența la ceva. Citiți în Cartea Faptelor Apostolilor, foarte multe deciziile astea le punem, lasă că mai vorbesc cu cineva, lasă că discut cu neamurile mele și ajungi să nu le mai faci, măi. Știi că e bună pocăința. Câți oameni nu am văzut ieșind din spital spunând: mă pocăiesc, iau botezul, mă întorc la Domnul. Păi s-o întâlni cu mătru, cu ruda, cu neamul, cu bunicii, cu părinții și l-o convins să ia să nu mai facă nimic. Acum plânge prin fundul adunării, pe undeva: bă, frate, de când trebuia să fiu eu aici? Dar de ce, măi? Pentru că n-ai luat decizie imediat. În timp ce Petru predica sub inspirația Duhului Sfânt și spunea următoarele cuvinte: să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut Hristos și Domn pe acest Iisus pe care l-ați răstignit, ați făcut voi mișto din el, pe ăsta l-a făcut. Dintr-o dată oamenii ăia speriați, au întrebat: fraților, ce să facem? Și Petru nu a spus: veniți și după masă la slujbă, veniți marți seara dacă este slujbă. Nu, 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 pocăiți-vă fiecare din voi să fie botezat, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Și nu le-a dat pauză. Spune Scriptura, la propovăduirea lui s-au întors pe loc câți? 3.000 de oameni. Nu s-au dus nimeni să întrebe de cumătri, de naști, de rude. În ziua aceea au fost botezați 3.000 de oameni. În scurtă vreme s-a ajuns la 5.000 de oameni. Și apoi Ierusalimul s-a umplut de ucenici ai Domnului. Pentru că deciziile au fost luate imediat. Bineînțeles că dumneavoastră spuneți: băi, vezi că caticheza n-are sens. Ba da, caticheza are sens, pentru că pe timpul ăla, dacă dimineața te otărai pentru Domnul, după masă te-ai fi martir. Deci nu trebuia caticheza mai bună ca momentul respectiv. De aceea, toți oamenii din primul veac au avut parte de prigoniri și ei erau pregătiți, dar vreau să scot în evidență timpul scurt de decizie pe care l-au luat și sufletele lor au fost mântuite. Slăvit să fie Domnul! Prima categorie de oameni care va intra în lumea nouă sunt cei ce verifică tot ce văd și tot ce aud. Cântăresc. Chiar dacă sunt mai suspicioși, chiar dacă stau și se uită mai cu neîncredere și la Pavel când predică, ei verifică după etalon. Apoi, a doua categorie sunt cei, după ce au verificat, imediat sunt gata, indiferent care-i costul, să plătească prețul ascultării. Doamne ajută! Amin. Și a treia categorie este a celor ce continuă să se închine. Observ în sânul comunităților noastre oameni care fac parte din prima categorie, care ar trebui să meargă mai departe, care vin la Hristos, care verifică totul, se împacă cu Domnul ca Mântuitor, în primii ani sunt oameni ai rugăciunii, după care intră în diferite grupe profesioniste de cântare sau de alte slujbe și particip și la conferințe și la convenții și într-o parte în alta. Observ eu, când observ, nu pot să suport treaba asta, chiar îmi place să reglez problema asta, observ că eu când cânt, ei stau și eu, ca și la frați păstori, ascultăm, cântăm, dăm și noi, ținem măsura împreună cu ei, câteodată ne depășește măsura, da, ținem, încercăm să ținem măsura împreună cu ei, cu muzica pe care o prezintă ei acolo, după ce ei au terminat totul și au telefoanele, ies pe hall, discută, când e rugăciune, filmează în sală, se uită, se vadă, spune: bă, mufiază cablul ăla bine, că cu tare, că... Urmează ăștia la predică și acum noi oricum suntem mai liberi așa. Și în timpul predicilor, ei pe afară discută și apoi eu le spun: domnilor, cât ați cântat voi aici, mă dor urechile, dar cât ați cântat, eu am stat aici cu voi, am suportat aici. Oare nu-i cazul să ascultați la predică? Acum poate fac și chemări la pocăință și s-ar trebui să veniți. Ei, din punctul ăsta de vedere, n-ar trebui să fiți aici. Lasă toți telefoanele, bagă pe mine. Mărturisesc o vină, am pândit și faceți voi. Mi-a plăcut că vă rugați, Domnul să vă binecuvinteze. Țineți-o tot așa. Pentru că am observat în multe comunități, frații păstori se roagă mai tare ca ceilalți.
cu ochii închiși, nu știu ce fac toți ziua. Frații mei, păstorii au dreptul să roage și ochii deschiși. Mai uitați-vă așa, mai vedeți câte o fată, că așa s-a zis, soră, pune la rugăciune, lasă-te acasă, ai timp, du-te pe hol, este oglindă, rezolvi problema, dar ai și rugăciune. Mai fiți atenți la aspectele astea, pentru că o să vedeți că contează. A treia categorie de oameni pe care vreau să o subliniez sunt a magilor. Magii nu sunt astrologi, ci astronomi. Oamenii aceștia au văzut în constelația lui Israel o stea specială, care este stea unui împărat. Și în momentul când și-au dat seama că este unică steaua asta, oamenii ăștia nu au spus, uite, facem aici un altar în cinstea stelei, aducem o jertfă, ceva, acolo și restul, trimitem niște scrisori, când ori ajunge, ori ajunge, dar le trimitem de scrisori de apreciere și ne vedem de treabă. Nu ne spune Scriptura că aveau familie sau nu, dar oricum, se ocupau cu ceva oamenii. Scriptura ne spune că oamenii ăștia s-au pus pe drum să se închine acestui împărat unic. Nu știm câți au fost. După tradiție spun că 3 sau 4 în funcție de darurile care le-au avut. Dar Scriptura nu ne spune asta și nici eu nu voi face referire la numărul lor. Cert este că erau niște oameni bine cunoscuți în vremea respectivă. Pentru că oamenii aceștia au plecat din răsărit să se închine. Când au ajuns la Irod, au pus o întrebare fără o politețe anume vis-a-vis de un împărat. Unde este împăratul de curând arăscut al iudeilor? Atenție, Irod nu era un băiat din ăsta așa mulcuț, să uita la ei gingaș. Ăsta și-a omorât o nevastă și vreo doi copii, pentru că bănuia că ia tronul. De aia nu a avut nicio problemă de a da ordinul mai departe, toți copiii de parte bărbătească să fie terminați. Pentru că era un tip dur. La el nu conta ce vrei tu, conta ce dorește el. Și când au venit ăștia și au pus unii întrebare, normal Irod trebuia să zică, băieți, cât vă mai stă capul pe umăr, întindeți-o de unde ați venit, că altfel nu mai vedeți decât la nivelul solului. Și foarte scurt timp, că nu se poate altfel. Plecați repede înapoi. Dar el și-a dat seama cu cine stă de vorbă. El și-a dat seama că oamenii ăștia nu umblă degeaba pe drum. El și-a dat seama că autoritățile astea erau cunoscute. Și de-aia au fugit repede și au adunat pe preoți. Băi, unii trebuia să nască Hristosul, că ăștia ați venit la poarta mea, măi. Ăștia erau oameni de calibru. Ei bine, ăștia vin să se închine pruncului. Spune Scriptura că ajung la prunc, se închină înaintea lui, după care pe un alt drum sunt înștiințați să se întoarcă înapoi. Irod, când văd că ăstea nu mai vin, dă poruncă ostașilor lui să ucidă toți pruncii de parte bărbătească din Betleem și din împrejurim. De la vârsta de? Dar de ce nu la 5, că prinde mai mulți? Potrivit cu vremea pe care o aflase de la magi. Nu știu cât s-au pregătit ăștia de drum, dar să faci aproape 2 ani de zile să te închini la un prunc, asta înseamnă timp. Cât nu poți face în 2 ani de zile? Ca să te închini la un prunc? Stimații mei, ție cât timp îți ia ca să te pregătești de închinare? Că unii dintre noi ajung la adunare, zici, chiar să rândul magilor. Alții ajung târziu, că vin din răsărit. Nu poți să vii odată la timp, la adunare. Vin din răsărit un depărtat, foarte departe. Și îi crezi, te aștepți să aibă daruri la ei, dar ei pun 10 euro și mai vor să iei și rest. Ori e foarte important lucrul acesta, chiar dacă vi le spun într-un anumit mod așa mai... Dar prindeți ideea, pentru că ea se manifestă în fiecare din noi, starea asta de lucruri. În primul rând, închinarea, frații mei, costă timp. Asta înseamnă că ești pe șantier, ești la volan, unde ești și vrei să mergi la adunare. Asta înseamnă vii acasă, te pregătești, faci un duș și ții haine de adunare și din timp vii în casa Domnului cu copiii tăi. Amin. Pentru că în mijlocul nostru nu vine Arhanghelul Mihail, nici Îngerul Gabriel. Vine totdeauna Domnul nostru, Împăratul nostru. Dacă suntem datori cuiva, îi suntem datori lui, chiar dacă nu avem vizitatori. Chiar dacă nu avem proroci, el e între noi. Și știți ce e frumos, frații mei? Vizitez diferite biserici cu diferite grade de slujire și de închinare. Ies oameni cu pasiune, cântă tare, dar fals. Hristos nu iese din adunare cântă aia fals. Hristos nu iese din adunare cu unul începător, începe să o bâlbâie și începe cu sfârșitul și încheie cu introducerea și aia neterminată. Nu iese, rămâne în mijlocul nostru. Singurii mai sclifosiți și mai pofturoși suntem noi, care așteptăm corurile să cânte, așteptăm predicatorii să aibă mesaj, așteptăm și nu-i rău să aștepți la nivelul tău. Dar când suntem în casa Domnului, primul lucru care contează este că-i prezent Domnul nostru aici. Pentru El ne facem timp.
Pentru El venim la timp. Pentru El avem atitudini corespunzătoare. Pentru că, în primul rând, trebuie să dedici timpul respectiv pentru Domnul. E un timp cu adevărat răscumpărat. Al doilea aspect pe care aș vrea să-l subliniez, frații mei, este atitudinea. Spune Scriptura că magii au intrat în casă, au văzut pruncul și pe mama lui. Avea pruncul în jur de 2 ani de zile, v-am spus, în funcție de vremea care o aflase. Nici nu știu dacă s-a uitat la ei. Însă pruncul era acolo cu mama lui. Oamenii ăștia când au intrat în casă, oameni maturi, magi, respectați și de Irod, cunoscuți de cei din vremea lor. Când intră în casă, m-a așteptat când vezi un copilaș mic și cu mama lui, care nu era fică, prințesă, fică de împărat sau altceva. Doar pe baza viziunii lor, că au văzut în constelația lui Stael steaua unui împărat, au venit să se închine. Și când au intrat în casă, putea să scoată pălăriile dacă aveau. Păi, uite, am venit, ne închinăm, e și un copil să joacă în cameră pe acolo, e un copil, ne închinăm lui, ne bucurăm de că e aici și așa mai departe. Oribiții mei, ne spune Scriptura despre oamenii ăștia, când au intrat în casă și au văzut pruncul și pe mama lui, s-au aruncat cu fețele la pământ. Și avea 2 ani de zile. Avea 2 ani de zile. Îmi place totdeauna să-mi aduc aminte că noi nu-l avem pe pruncul în iesle, nici la 2 de ani de zile în Betlehem, nici pe cruce, întins pe o cruce, strigând, Eli, Eli, lama sabachthani. El este acum aici între noi, Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. Care e atitudinea mea față de El? Cum e închinarea mea față de El? Cum mă închin înaintea Domnului? Întâlnesc comunități care fac evangelizare, care își cheamă prieteni și în timpul rugăciunii, bărbați și femei, cu mâinile ridicate, cu copiii lor, se roagă. Băieți, să uite speriați, că ea nu închid ochii. Să uite speriați. La urmă îmi spun, domnule, ăștia-s băieți de comitet, domnule. Îs colegii mei de șantier. Îs niște oameni nota întâie, domnule. Poți glumi cu ei. Băi, dacă n-am intrat și am văzut cum se roagă, mi-am dat seama că între ei este cineva pe care eu nu-l văd, dar ei respectă în mod deosebit. Așa începe evangelizarea. Când noi mufăm clubluri, când noi discutăm cu ăla ce cânt o cântare, nu cânt o cântare, ăsta se uită așa și vede. Și vede. Și vede la un moment dat când două surori din cor încep a râde una cu cealaltă. Știi ce-i șoptește lui diavol la ureche? De tine râde, băi, că ai venit aici. Știți cât de mulți oameni au complexele și luptele astea pentru că noi la închinare nu percepem ce avem de făcut acolo? Dumnezeu să ne dea lumină. Atitudinea noastră în închinare trebuie să fie o atitudine care să-L onoreze pe Domnul. Să stăm în prezența Lui în așa fel încât oamenii să vadă respect, reverență și teamă sfântă. Doamne ajută! Și ultimul aspect pe care capătă valoare, după timp alocat să fie aici, după atitudine de reverență, au valoare și darurile. Atenție, darurile au valoare din punctul de vedere a ceea ce s-a întâmplat atunci. Ziua, luna decembrie este considerată luna cadourilor. Când, foarte interesant, noi am luat din textele biblice de la nașterea Domnului și ne facem cadouri unii altora. Dă-i tu, faci putare. E ca și cum au intrat magii în casă, spune, băi, unii aurul. Păi, ăla, dă aurul la mine, eu îți dau smirnațe. Tu ia celălalt, pune așa, schimbăm între noi, ne-am închinat, am plecat, a, dă-i și ceva să aibă. Când noi am... Cam asta ne imaginăm. Că... Nu, nu, nu. Cadourile toate au fost date lui Iisus. Că închinarea asta e, frații mei. Nu muți aurul dintr-un buzunar în altul. Nu muți banii dintr-un buzunar în altul. Ci închinarea constă în a-i da lui Iisus lucrurile astea. Aș vrea să te întreb, crezi că magii venind spre Ierusalim, au spus, băi, ar trebui să ducem ceva la pruncul ăsta. Oare și ducem? Au găsit niște smirnă pentru un copac, niște aur pe niște pietre dosite, au mai găsit tămâi iară rășină de la un copac, le-au luat pe vremea aia smirna, spun cercetătorii, era de 3 ori mai scumpă ca aurul. Toate astea le-au fi găsit pe drum? Că, nu, nu, astea le-au luat de acasă. Știți de ce multe dintre slujbele noastre n-au momentul de apogeu și de cercetare? Pentru că toți venim să consumăm aici. Ce primim? Ce ne dă pruncul? Cântarea se ridică la nivelul nostru. Am văzut cântarea cântată în seara asta de frați. Superbă! Frații ăștia, la fel. Domnul să vă binecuvinteze. Toți ceilalți care au cântat deosebit pe lângă emoțiile pe care le-au avut. Ați văzut cum a reacționat biserica? Ca și cum am plătit biletul la un spectacol, biletul a fost piparat și ăștia bieță nu s-au ridicat la prețul biletului în care l-am plătit noi.
Și așa adunarea, Doamne, o să vă binecuvintez. Ei, încurajez în cazul ăsta o soră să-și lasă copiii cu o bonă să vie data viitoare la repetiție? Încurajez pe cei care au mai cântat să vină să facă pasiune din lucrul acesta? Ori, frații mei, când vrei să te închini Domnului Iisus Hristos, pleci de acasă și îți iei aurul tău, smirna ta și tămâia ta și spui așa, Doamne, nu mă interesează dacă ăștia termină sau nu cântarea. Nu mă interesează dacă predicatorul încheie cum trebuie, nu mă interesează dacă sunt prorocii. Eu vin să te laud pe tine, Doamne, vin să spun slăvit să fie Domnul meu. Băi, frate, dar e o slujbă obișnuită, unii suntem noi din noi, dar ce, Hristos nu e aici? Eu am venit să-i aduc darurile mele lui. Gândește așa? Că dacă vii numai să iei muzică bună, de calitate, vii numai să asculți predici grozave, vii numai să faci clasamente la cântăreți și predicatori și biserici și alte lucruri, iubitul meu, să nu te miri că devii un moftoros și un sclifosit pe calea Evangheliei și nimeni nu-ți poate sta înainte că tu știi prea multe. Oricând vii să te închini lui Iisus Hristos și să-ți aduci aminul tău și să-ți aduci binecuvântarea ta și după ce se termină slujba să mergi la cei care au cântat în cor și să spui, vă apreciem, știm cât e de greu de cântat și pe negativ, să ții măsura, știm, apreciem pe toți ceilalți, Dumnezeu să vă întărească. Amin. Știi că dintr-o dată oamenii ăștia spun, Domnule, s-au meritat pentru Domnul nostru, măcar au văzut și frații noștri. Te ridici la oamenii care au dat îndemn și spui, frate, mulțumesc, cuvântul Dumitale m-a cercetat pe care l-a dat Domnul. Știi că el se simte util și dintr-o dată în biserica Domnului, trimiți către Domnul și vin de la ei, de la el binecuvântări și biserica trăiește închinarea și se bucură de harul lui Dumnezeu. Doamne ajută, frații mei! Amin. Suntem într-o asemenea vreme când închinarea trebuie să continue, când oamenii din diferite comunități nu că simt ceva deosebit. Există daruri spirituale pe care Dumnezeu le-a pregătit bisericilor noastre. Dar darurile acelea spirituale vor fi date unor oameni care știu ce-i pasiunea în rugăciune, care stăruiesc în rugăciune, care sunt disponibili pentru Domnul. Sunt biserici care la momentul actual, fără să știe că în seara aceea va fi, lasă totul deoparte, mic și mare, toți care pot merg la rugăciune, umplu adunările, se roagă în prezența Domnului, coboară Duhul Sfânt. Dacă sunt descoperiri, bine, dacă nu sunt, Iisus între noi, mărit să-i fie numele. Data viitoare ne întâlnim din nou, că Iisus sigur nu absentează. Și tot așa se pregătesc, verifică tot ce aud și tot ce văd prin etalon, prin cuvânt. Se consultă cu ceilalți, apoi sunt disponibili. Frate, eu sunt cam nervos, eu cam mă uit la momentul actual. Frații se întreabă unii pe alții, vegheați unii asupra altora și îndemnați-vă la dragoste și la fapte bune. Frate, ai împrumutat niște bani, i-ai dat înapoi la timp? Păi să vezi, băi frate, dar nu se poate și cântare și neseriozitate. Nu se poate. Vegheați, te rog frumos, rezolvă, îți împrumut eu, dar rezolvă, cum vii tu în față? Tu îți dai seama că ăla care nu-i dai tu bani să faci evanghelist și numai predică la ceilalți, băi ăsta nu și-o da bani înapoi. Dintr-o dată toți aia nu dau doi bani pe cântarea ta. De ce? Pentru că se întâmplă lucrul ăsta. Oricând veghem unii asupra altora, să vezi ca slujbă de calitate, să vezi bucurie în adunare și dintr-o dată oamenii încep să se închine împreună. Coboară Duhul Sfânt și numai vezi că vin frații, spun, frate, azi noapte mi-a arătat Domnul despre dumneata, nu știu ce înseamnă, nu e important să citești o scrisoare altuia, știu eu ce înseamnă, iau eu plicul, când îl deschid, Dumnezeu îmi vorbește în termenii mei și slăvit să fie Domnul că înțeleg, lăudat să fie Domnul. Închei mesajul meu din seara asta, pentru că mi-am adus aminte, era un student undeva la Timișoara, la o ramură de la facultate, la pomicultură, ceva de genul ăsta, el era credincios. Și în continuu mergea cu frații, pe la rugăciune, printr-o parte, prin alta, în continuu era în misiune. Dar el învăța cât putea, printre repetiții, învăța. Dar la un moment dat a zis, Doamne, eu am examen acum și vreau să știu totuși ce îmi va da ăștia la examen ca să eu, că tu știi că alerg în lucrarea ta. Descoperi-mi, Doamne. Într-o seară merge la rugăciune și o soră îi spune, frate, pentru matale am avut o vedenie. Ce soră? Erau colegii lui acolo. Am văzut un măr putred. Un măr putred am văzut la dumneavoastră. Nu știu care e problema cu viața dumneavoastră, dar am văzut un măr. Soră, stai liniștită, nu e nicio problemă. S-a dus acasă și a învățat mărul și bolile lui. Exact asta i-a venit la examen. Stimați mei, e un mesaj, sora și toți ceilalți îl judecau pe el, ceva-i putre la el. Dar omul s-a liniștit pentru că el avea o rugăciune și Dumnezeu i-a transmis un mesaj ca el să-l priceapă. Frații mei, când e Iisus Hristos în mijlocul nostru, totul decurge frumos. Există un cer nou și un pământ nou. Nu uitați, lucrurile pe pământ se vor înrăutăți. Pregătește-ți locul acolo, având o mentalitate corespunzătoare. Verifică tot ce vezi și tot ce auzi cu cuvântul Domnului, să nu fii înșelat.
Apoi, ia decizii corecte pentru viața ta, pentru familia ta. Dă o șansă copiilor tăi să vadă pocăința, să vadă rugăciunea cu mâinile ridicate. Și apoi, iubitul meu, continuă să te închini, că cu asta vei merge în lumea lui Dumnezeu. Va fi o plăcere să-L auzi pe Cel ce-i Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. Nu uitați, în ultima parte și când vor fi judecați oamenii, o grămadă de împărați vor arunca cu unile. O grămadă de oameni vor spune, ăsta e Hristosul. Dar Hristos va spune, veniți la mine cei care ați mers și joi seara și marți seara, m-ați văzut la adunare, ați venit respectos, m-ați închinat în prezența mea, ați făcut repetiții, vom toți dirijorul înapoi, dar ați cântat pentru slava mea. Acum în fața împăraților, a demnitarilor pe care îi voi judeca, să vină răscumpărații mei. Atunci va fi slavă, cinste, glorie și mărire. Dar până atunci suntem în lumea aceasta. Să ne ajute Domnul să rămânem credincioși. Amin. Amin.